ziua! Binecuvântat să fie Domnul! Am primit o înștiințare din partea lui Dumnezeu, mai bine zis o vedenie. În timp ce mă rugam, am văzut în alb și lângă mine era un bărbat în vârstă cu barba, un proroc al Domnului, care avea un manuscris. A deschis acest manuscris în fața mea și mi-a arătat pe manuscris ceea ce avea să se întâmple. Apoi mi-a dat o cheie și cu ea am deschis o ușă albă. Acolo era o lumină foarte puternică albă și am intrat în ea. Am început să văd harta României, apoi în estul țării, mai spre sud, pe partea cu Constanța și Marea Neagră. Am văzut o barieră neagră care s-a format în roșie și în acel moment au intrat pe teritoriul țării noastre niște călăreți în veșminte negre pe cai negri și erau gata să pună foc. Aceștia s-au îndreptat spre centrul țării, acolo am și văzut un sicriu și un steag al morții, un steag negru. După ce am văzut steagul morții, am văzut imediat după aceea și un steag alb cu două dungi roșii. Groapa era gata săpată, iar apoi urma să fie îngropată această persoană. Călăreții au făcut cerc de jur împrejur și au împrejmuit această groapă ca să nu poată interveni nimeni. Nu am înțeles despre cine este vorba, să știu că este un bărbat.